Bună ziua! Nu vă filmez, nu vă iau fața. Faceți o treabă bună, felicitări! Însă am o întrebare. Când veți cântări, de exemplu, poarta 201, poarta 203, poarta 228, ați luat 0 kg de gunoi și ați taxat anul ăsta de la 201, 2 milioane și ceva la primărie. Nu dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți un angajat, nu aveți nicio vină, nu dau vina pe dumneavoastră. Însă ca să intrați în legalitate ca firmă, prestatoare de servicii, și să nu fiți servicii fictive, ci servicii reale, pentru că nu puteți să emiteți o factură pe un serviciu neprestat, se numește serviciu fictiv și conform cu legislația în vigoare, datorită faptului că nu cântăriți kilogramele ca să emiteți factură reală pe serviciu furnizat, se numește serviciu fictiv sau furt prin fraudă cu acordul autorităților. Dar eu știu cum să fac, din punct de vedere legislativ, toată chestia asta este un acord tacit cu autoritățile pentru a înființa un serviciu, dar se face prin sperjur și fraudă din punct de vedere legal, datorită faptului că se practică taxare pe servicii neprestate. La persoane la care nu se ridică gunoi, li se emite factură de către primărie, înțelegeți? Dumneavoastră nu aveți nicio vină. Sunteți doar un simplu angajat care veți fi schimbat mâine sau poimâine, sau veți intra în șomaj sau în faliment. Înțelegeți? Dar asta este o realitate. Vă doresc o zi frumoasă. Vreau să înregistrez mereu.